domnul primar. Care, la fel ca în fiecare an, îi va pofti aici în față pe toți conducătorii, coordonatorii, dirijorii coralelor care ne-au încântat în această după-amiază, aducându-ne în suflet o bucată, o fărâmă de Crăciun. Mulțumesc, Angela, onorată asistență. Iată de ce facem acest concert de colinzi aici, în această biserică. De-abia acum observ că aici sunt cel puțin 700 de oameni și ar fi păcat pentru cei 350 care n-ar încăpea în Casa de Cultură să nu poată să beneficieze de aceste clipe minunate. Noi și Ioan întotdeauna am demonstrat și cred că și în această seară o caracteristică noastră, uniți și diversi. Această unitate în diversitate a făcut ca toate corurile tuturor bisericilor din oraș să fie astăzi prezente aici în fața noastră și vă mulțumesc din suflet pentru aceasta. Evident că în spatele a ceea ce am văzut noi există foarte, foarte multă muncă și țin să mulțumesc în numele șimleoanilor tuturor acelora care sunt prezenți în fiecare duminică, în fiecare biserică, pentru a ne deschide sufletele pentru a-L primi așa cum se cuvine pe Domnul nostru Iisus Hristos. Vă mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce faceți în fiecare săptămână din an și pentru, nu în ultimul rând, pentru aceste clipe minunate pe care ni le oferiți de fiecare dată pentru, cred, a 23-a oară de la Revoluție, pentru că este ediția 23-a, la acest concert de colinzi. Și îmi revine bucuria de a acorda diplome de onoare pentru toate formațiile corale care ne-au încântat în această seară. Se acordă diploma de onoare formației corale Dealul Țarii din Bădăcin pentru un altul nivel artistic și interpretativ și construcția deosebită adică la organizarea și desfășurarea Festivalului de Colinzi, o ce veste minunată. Corului Bisericii Reformate Banfi Laslo. Corului Bisericii Creștine Baptiste numărul 1. Corului Bisericii Ortodoxe numărul 2. Cel mai bine, cel mai bun. Corului Bisericii Greco-Catolice Te Laudamus, Corului Bisericii Ortodoxe numărul 1, domnul Olar Oro. Și nu în ultimul rând acestor tineri minunați care ne-au încântat pe finalul primei părți, se acordă formației Axios și le mulțumim din suflet pentru că au fost alături. Pentru a-L primi așa cum se cuvine pe Iisus Hristos care se naște. Mai sunt câteva zile, eu cred că e momentul în care fiecare dintre noi să încercăm să fim mai buni, pentru că, din păcate, nu toți suntem la fel de norocoși în ceea ce privește poate sănătatea, în ceea ce privește situația materială și cred că este momentul în care trebuie să ne străduim fiecare să fim mai buni. Vă mulțumesc din suflet, să aveți parte de sărbători fericite alături de oamenii dragi.
și nu în ultimul rând să aveți parte de un an cât mai bun. Este un an foarte important pentru noi românii, este anul în care se împlinesc 100 de ani de la Marea Românie. Să fim sănătoși și să ne întâlnim bucuroși în astfel de evenimente. Vă mulțumesc și pentru că dânșii ne-au acordat bucuria de a ne colinda. Este momentul în care și noi trebuie să plătim acest efort printr-un concert minunat care urmează să aibă loc de acum înainte. Vă mulțumesc anticipat pentru că sunteți alături de noi și vă doresc succes. Sunt convins că o să ne încântați.